Dumneavoastră ne veniți și îmi veniți opoziția de fraudă. Dar eu citesc, și o să iasă colegii astăzi și într-un briefing, raportul SCE ODIR, care punctat spune despre încălcările comisiei de Maia Sandu și PAS, resurse administrative și multe altele. În orice țară democratică europeană, în baza acestor încălcări, PAS-ul și Maia Sandu trebuie să fie excluși din campania electorală. Utilizarea resurselor administrative, favorizarea în media, dar lucrul acesta este imposibil în condițiile când CEC-ul este controlat de PAS. Apropo, CEC-ul, organele de control, de obicei se dau sub controlul opoziției. Așa este european. Dar Matan nu ești european, Matan ești un dictator în fuscă. Și utilizezi toate resursele administrative pentru a te păstra la putere. Noi suntem vinuiți de fraudă și cumpărări de voturi peste 300.000 de oameni. Ați publicat niște liste false. Ați dat date personale. Trepădușul dumneavoastră, cățelușul dumneavoastră au publicat listele astea. S-au început represiile spre oamenilor care în genere nu au nimic cu asta. Dar eu vreau să întreb procurarea, că dumneavoastră transmiteți acum așa scrisori la pensionari, unde spuneți că 2300 de lei puteți să ridicați după data din 1 noiembrie. Asta este cumpărarea voturilor, mai sunt. Semnat Dorin Neceanu. Și este vorba de 31.000 de pensionari. Asta este cumpărarea voturilor. Dar eu vă mai dau o întrebare. Dar haideți să numărăm bugetul tuturor ONG-urilor, televiziunilor noastră afiliate. Și o să vedem ce bani este vorba. Noi am făcut o evaluare aproximativ. Anual, circa 150 de milioane de dolari. 4 ani, 600 de milioane de dolari investiți în ONG-uri și televiziuni și toți trepedușii ăștia de analiști politici. Hot dog și așa mai departe. Care s-au ocupat de politică și zilnic fac campanie electorală pentru Maia Sandu. Îmi dau întrebarea, asta este cumpărarea voturilor sau nu este cumpărarea voturilor? Asta tot este cumpărarea voturilor. Și încă nu știe cine mai mult. Sunt 10 sau 15 mii de ONG-uri. Puneți câte 10 angajați, 150 de mii de oameni, care primesc mii de euro lunar. 150 de mii de oameni angajați în ONG-uri finanțate de SUA, UE, Soros și alții, care zilnic fac campanie electorală pentru Maia Sandu. În comentarii la televiziuni plătite. De ce cu toate lucrurile astea tot o să trebuie să ne clarificăm? Și eu cred că o să ne clarificăm.